mari aplauze dumneavoastră, domnilor și domnilor! Bine ai venit! Iar pe rând, te rog, mamele și fetele! Mihai, să rămână? Să rămână? Mihai, bine ai venit! Mihai din Bistrița, vă zic eu mai multe despre el așa între timp, da? Sportiv, după cum se vede? Să rămână! Și dintr-o familie foarte unită și foarte mare. O să vă spună el mai multe. Singur în competiție, nu este însoțit și are 23 de ani. Mihai, să rămână. 22? Mihăiță, câți ani ai? 23 sau 22? 22 fac 23. Te-mă, că a știut Ramona. Hai așa să te unde simți, unde îți place. Mihai, bine ai venit. Bine v-am găsit. Uite, acum ți s-a malat un văl de pe ochi. Ele sunt fetele. Da. Uită-te încă o dată, nu spune nimic, analizează. Și te mai las un pic să te bucuri de priveliște și să-ți faci analiza și introspecția cât timp noi vedem cum a decurs blind date-ul dintre... Nu! A, CV-ul tău! Hai să te cunoască fetele, să vadă exact ce spui tu despre tine și despre viața ta și trecutul tău în următoarele imagini. Numele meu este Găvan Mihai Emil, am 22 de ani și sunt din Bistrița Năsăud. Am terminat liceul cu program sportiv Bistrița și am făcut 10 ani de ski fond și biatlon de performanță. M-am lăsat, am ales să plec în străinătate, timp de 3 ani de zile în Germania mai exact. Și de aproximativ 2 ani de zile m-am apucat de luptele de contact, fac kickboxing. Am venit să îmi găsesc o persoană exact așa cum îmi doresc eu și sunt pregătit să mă îndrăgostesc. De cine se va îndrăgosti Mihai rămâne de văzut, dar care-i limita lui într-o relație? N-aș putea să trec niciodată peste înșelat. Poate peste minciună aș mai trece, dar peste înșelat nici de cum. Eu într-o relație pot oferi sinceritate, loialitate, sprijin. Eu vin dintr-o familie foarte simplă, modestă și suntem 5 frați, 3 băieți și 2 fete. Am o relație foarte bună cu familia mea, mă susține în tot ceea ce fac. Mie în casă chiar îmi place să fac orice, mă pricep și pe partea de zugrăveală, construcții, deci tot ce ține de casă, de partea bărbătească, fac orice. Deci ești pregătit să te așezi la casa ta, Mihai? Sincer, nu sunt pregătit de căsătorie, dar de ceva serios, de o relație serioasă, da, sunt pregătit. Dacă e să ajung și o să găsesc chiar persoana și o să-mi schimbe, nu știu, gândurile, o să mă schimbe total, probabil că o să fac și pasul ăsta. Dar important e să găsesc persoana ca să mă schimbe pe mine, să pot să fac pasul ăla mare. Consider că nu... În 4-5 luni de zile nu cred că ajungi să cunoști o persoană atât de bine încât să te și căsătorești. Pentru mine iubirea de 10 înseamnă să fii implicat total acolo, să fie iubire sinceră, pură și să știi ce vrei cu persoana de lângă tine. Am 5 tatuaje. În zona pieptului un tatuaj, 2 pe trapezi, lângă aici sus, unul pe tricepsul de pe mâna stângă și unul pe spate. Toate tatuajele mele pe care le am sunt semnificative. Mai exact, 3 din ele sunt despre familie și unul mănuși de box, ceea ce mă reprezintă pe mine, sportul pe care îl fac. Să revenim la partenera pe care o cauți. Cum crezi că ar fi relația dintre ea și mama ta? Sincer, maica mea, dacă mă vede pe mine fericit, e și ea fericită. Aș ține cont și de părerea ei, dar nu, ai mei niciodată nu s-au băgat în problemele mele sau ce am făcut eu, alegerile mele. Ei m-au susținut, dar niciodată nu s-au băgat, dar aș ține cont de părerile lor. Până în prezent nu am avut nicio relație serioasă, deși am vrut, dar cu persoanele care am vrut eu ceva serios a fost greu să fim împreună pentru că era distanța, nu ne intersectam foarte des, eram cu sporturi diferite. Tentative de relație au fost, încercări foarte multe, dar ceva de durată nu a fost până în prezent. Cel mai mult cu o fată, cred că am stat vreo 3-4 luni, cam așa.
Până acum nu am iubit, dar de îndrăgostit am fost îndrăgostit. Și cum ar decurge firesc pentru tine o relație de cuplu? Dacă mergem pe încredere, aș lăsa-o să iasă și singură, n-aș avea o problemă cu asta, pentru că poate și eu aș ieși singur. Nu aș vrea o relație din aia toxică, să fim doar împreună peste tot, chiar împreună peste tot, să ieșim doar împreună, pentru că deja devine sufocantă relația aia. Cel mai mare sfat pe care l-am primit-o de la mama mea a fost când o să-mi fie cel mai greu în emisiune, să mă gândesc la ea. Și totuși, cum ar vrea mama să-i fie Nora? Cât mai naturală, mai simplă, să fie fată de casă, să-i placă să gătească, să-i placă să spele, să fie femeie de casă. Dar tu, cum îți vizualizezi partenera? Sincer, nu am un anumit tipar de femeie, că ori am zis că îmi place blondă cu ochii albaștri și m-am dus în partea opusă. Să arate bine și fizic, că na, și eu fac sport și arăt bine fizic. Să știe ce vrea de la viață, să fie o femeie matură, să nu consume alcool, să nu fumeze, să nu consume substanțe interzise, pentru că nu mi-ar plăcea să am o persoană de genul lângă mine. Dacă ar fi o persoană divorțată și mie mi-ar plăcea, m-aș înțelege cu ea, da, n-aș avea o problemă cu asta. Din păcate, dacă ar avea copil, nu cred că aș putea fi cu o persoană dacă ar avea copil. Să înțelegem că nu vrei copii deloc sau nu i-ai crește pe ai altcuiva? Copiii îmi plac foarte mult, am și 5 nipoței. Am zis că undeva pe la 25 chiar vreau copil. Mi se pare că copiii se fac cei mai frumoși de tineri. Nu aș vrea să stau până la 30 de ani să fac un copil. Acum e mai ok, ești în mintea lui, te joci, de altfel. Dacă aș întâlni o persoană din afara țării, de exemplu, sincer nu m-aș muta, pentru că din punctul meu de vedere, femeia trebuie să-și urmeze bărbatul, nu? Trăsătura mea de nota 10 este caracterul, cum sunt eu ca om și fizicul. Trăsătura de 10 pe care ar trebui să aibă sau aș vrea să aibă partenera mea să fie matură. Mesajul meu pentru fete este să se aștepte la o cunoaștere avansată, la o socializare, iar iubirea și dragostea voastră sper să fie de 10. Acesta este Mihai, da. Cel de-al treilea concurent pe care îl cunoașteți și care este neînsoțit, da. Dar care pare destul de convingător, că va fi învingător, ca să spun așa. Cum vi se pare, fetelor? Trebuie să vă nominalizez, că nu se poate cu voi, Andrada. Da, este un băiat drăguțel. Oh. Nu este genul meu pentru care are tatuaje. Nu cred. Deci tu mai speri încă, da, chiar tu mai speri că, știi cum e în viață, cum lui i-au plăcut blondele cu ochii albaștri, dar n-a avut parte decât de brunete, nu? Nu, am zis că... Cam așa o să ți se întâmple ție cu băieții netatuați. Sunt care avem un anumit tipar. Am înțeles. Ce spuneai tu de blonde cu ochii albaștri? Am zis că, ziceam că îmi plac fetele blonde cu ochii albaștri, dar dacă am întâlnit o brunetă și mi-a plăcut... Da, de fata de care ai fost îndrăgostit, el n-a iubit niciodată, vă zic eu din casă, dar a fost îndrăgostit. Am fost îndrăgostit nu doar de o fată, am fost îndrăgostit de mai multe. De mai multe, dar n-ai iubit încă niciodată. Ele erau toate blonde sau... Nu. Aia zic. Deci așa și la tine cu tatuajele. Dar am înțeles, e drăguțel. Dar dacă se întâmplă să te îndrăgostești de un băiat cu tatuaje, ce faci? Adică nu... Nu știu. Nu am fost pus într-o situație. Și dacă o să fii pus aici? Nu știu, voi vedea. Cred că l-ai provocat pe Scorpion. Deci nu e ceva 100% sigur. Și eu sunt săgetător, suntem pe acolo. Dar vezi că lui îi plac provocările. Adică ce spui că nu se poate, îți arată că se poate. Da. Exact. Da. Este? Da. Este. Vă zic asta că soțul meu e Scorpion din Cluj. Deci ce ți-e bistru, ce ți-e... Deci cu cât le dai mai greu, cu atâta le place mai mult. Țineți minte de la mine. Dă-le greu ca să le placă. Ușorul nu, ce e facil nu vor. Bun. Ia să vedem ce spune Tess.
Da, eu după blind date am fost puțin entuziasmată, dar n-am văzut că băiatul este atât de tradiționalist, care are o mentalitate de tradiționalist. Adică ce, să gătească femeia? Da. Și în, dacă mi-aduc aminte bine, parcă ai spus că dori să fie independentă. Păi vrei să fie și independentă și să stea la cratiță. Nu, n-am zis asta. Da, de ce? Se poate. Am pus întrebarea dacă îți câștigi existența singură. Păi, nu da, neapărat să fii independent. Și că să te urmeze, n-ai spus acolo că vrei să te urmeze? Am zis, da, am zis. Am zis că normal femeia ar trebui să-și urmeze bărbatul, din punctul meu de vedere. Păi, dar se poate schimba așa asta, adică nu e, nu e ceva bătut în cuie. Da. Și tu ești prea nebună, Teste, bune acum. Păi da, n-are omul, dar vrea și el o nevastă să-i pună pe masă o ciorbă. Dar să fie și independent în sensul să-și câștige ea banii, dar să o ducă și la biserică duminica, dar să-i și crească copiii, dar să și n-aibă de asta, să fie și... Adică vrea și el, se poate, na. Tu că cu are parte nu ești de acord de aici, cu gătitul numai? Da, chestia asta, mi se pare că e... Mi se pare că s-a contrazis puțin. Adică singur, să înțeleg că doar, tu doar comanzi? Ce? Tu doar comanzi mâncare sau? A, comanzi, am crezut că... A, bărbat, tu ce de mâncare, a? Nu, nu, eu mâncare. Gătesc, dar nu gătesc în fiecare zi, că a, okay. Na, că știi singura existența. Păi și ce mai e un bărbat pe lângă se gătește lui? Ce mai ești un bărbat pe lângă casa omului? Gătești ții, mai faci lui da, o porție. Da, facem o zi cu o zi dacă vrei. Ok. Gata? Hai că am bătut palma, ne-am liniștit. Revenim cu discuțiile despre Mihai și despre cum îl văd fetele, mai ales că eu mă și duc într-o scurtă pauză de publicitate și las un pic să se mai desfășoare în libertate.